iată că am revenit în cadrul emisiunii Aniversare pe care o realizăm și pe care vă dăruim dumneavoastră celor care ne accesați în fiecare zi site-ul. Cristina, aș vrea să mă opresc la tine. Știu că ai o prietenă în Franța care este tot de profesie medic. Da. A văzut diferite articole pe site-ul nostru, da, și a fost foarte curioasă. Chiar te-a întrebat despre ce este vorba și a vrut să viziteze câteva locuri. Deci chiar și-a făcut timp. A venit la Târgu Jiu și a luat concediu special să vină la Târgu Jiu. Și a venit la Târgu Jiu și mi-a spus: vreau să văd Tismana, vreau să văd Sohodol, vreau să văd, sunt chiar atât de frumoase cum le-au descris în cultura. Și într-adevăr nu a rămas dezamăgită. Ea nu este din Gorj, este dintr-un județ din Moldova. Moldova este recunoscută pentru frumusețile ei, dar concluzia a fost că parcă Gorjul e mai frumos. Cred că... Iată că în acest fel, da, site-ul nostru depășește și granițele țării. Depășește nu doar și ale ajută județului. Chiar la promovarea turismului local, care cinstit are nevoie să fie promovat. A fost promovat și până acum în diverse moduri, dar are nevoie în continuare, pentru că până la urmă, dacă zona este frumoasă și bogată în obiective turistice și în frumuseți naturale, de ce să nu o promovăm? De ce să nu vină și alții să o cunoască, să se bucure împreună cu noi? Spuneați mai devreme că v-au contactat foarte multe persoane pentru a afla diverse locuri de cazare, tot prin intermediul site-ului nostru. Noi avem acolo și câteva informații care pot fi utile turiștilor din România. Avem chiar și date despre centrele de informare din județul Gorj. Aș vrea să vă întreb dacă ați avut oameni, pentru că dumneavoastră în domeniul în care activați, călătoriți destul de mult. Dacă au fost oamenii care v-au spus sau v-au întrebat, așa cum s-a întâmplat în cazul doamnei doctor, despre ce este vorba atunci când vine în discuție un anumit loc din județul Gorj, cât de frumos este, dacă într-adevăr toate frumusețile astea prezentate, pentru că știm și noi că presa de multe ori le ambalează așa cum nu sunt în realitate, însă iată că noi am ales să spunem adevărul și să prezentăm într-adevăr partea minunată a meleagurilor noastre. Da, peste tot unde mă plimb și discut cu colegii mei din multe zone ale țării, ne citesc articolele și chiar am avut surpriza plăcută să-și transmită unul de la altul pagina, să-și o recomande, fără să știe la un moment dat că eu mă ocup de, împreună cu voi, mă ocup de această pagină. Pe de altă parte, uitați, a trecut un an de zile de muncă, am avut foarte multe clipe frumoase, dar simt nevoia să spun, nu știu dacă este momentul, că există și anumite mici dezamăgiri și poate oamenii ar trebui să știe acest lucru. Exact cum spunea și Cristina, cum spuneați și voi, de multe ori văd că acest site este apreciat de oameni din afara județului. Iar cei care sunt în acest județ, și ar trebui să lumea să știe, sunt instituții publice care efectiv nu ne ia deloc în calcul. În loc să ne întrebe cum am reușit să aducem un plus de valoare pentru imaginea acestui județ, am avut situații prin care efectiv nu doreau să răspundă la telefon sau inclusiv la emisiune nu doreau să vină. Când erau anumite evenimente, ocoleau să trimită. Trebuie să spunem și aceste lucruri. Exact acest lucru doream să-l punctez și eu, pentru că de când avem această emisiune Cultura în Imagini, am contactat foarte multe persoane care se află la conducerea unor instituții de cultură și iată că, să spunem așa, ca în popor, mi-au trântit ușa în nas, pentru că nu au vrut efectiv să colaboreze și să discute despre situația culturală a județului nostru, despre monumentele care se află în paragină sau despre cele care pot fi salvate. Da, exact ce ai spus. Noi prin acest site am încercat să tragem și un semnal de alarmă frumos, nu agresiv, prin care să le spunem că în acest județ sunt monumente istorice pe care trecem și se degradează. Avem o istorie frumoasă de care efectiv uităm. Mergem prin centrul orașului sau prin anumite zone ale județului și vedem clădiri și nu le știm povestea lor. Și cu toate că am încercat să luăm legătura cu anumite instituții, dumnealor ne ignoră. Pe de altă parte, în momentul în care mai sunt anumite articole care poate nu le convin, încep să spună: domne, de ce a apărut acel articol? Nu, eu vreau să le spun pe această cale, la un an de zile, că voi aveți libertatea să scrieți ce doriți, da?
Și, da, vreau să tragem și un semnal de alarmă, că în acest județ și, sunt și locuri care trebuie scoase mult mai mult în evidență decât sunt scoase în prezent. Noi chiar am avut un serial, așa se spun, în care am scris despre culele din județul Gorj, totodată am scris și despre numeroase străzi, despre povestea lor. Sunt foarte multe cule care efectiv sunt distruse, care au nevoie de reabilitare urgentă, dar cu toate acestea, iată că autoritățile sau cei în grija cărora se află aceste cule nu fac nimic să le salveze. Mihaela, știu că tu ai scris de foarte multe ori despre aceste cule. Unele sunt în stare bună, puține dintre ele, dar majoritatea, așa cum spuneam, sunt efectiv distruse. E o situație un pic mai ingrată în cazul culelor, pentru că unele dintre ele sunt în proprietatea unor persoane fizice și poate că e și vina autorităților sau a statului, prin legile pe care le dă, ar putea cumva să-i oblige pe proprietari să ia măsuri și să nu le lase să se piardă, că ce vorbim de o parte din istoria noastră, o parte din trecutul nostru ca județ, ca țară, dar sunt și unele cule în proprietatea autorităților și da, pică din picioare și ei ridică din numeri. Principala scuză e că nu avem bani, nu se alocă fonduri, dacă se alocă pentru, alocăm pentru alte segmente. Fraza cea mai preferată e facem drumuri și ce Doamne iartă, mă mai fac ei pe acolo. Și de obicei monumentele sunt lăsate, le uită de ele fără să le... Cultura a fost, scuză-mă că intervin, în ultima perioadă, în ultimii ani, pe ultimul loc la alocarea de fonduri și de investiții. Deși ar putea să aducă importante beneficii județului Gorj. Avem aici pe Brâncuș, Ecatina Tudorăiu, Tudor Vladimirescu, acest județ, o parte importantă dintre locuitorii acestui județ ar putea să trăiască în acest angrenaj numit turism. Oamenii vin în Târgu Jiu, vor să vadă operele sale de Constantin Brâncuș. Gândiți-vă doar la faptul că o lucrare de Brâncuș este scoasă la licitație în această perioadă, o lucrare de mici dimensiuni la o sumă de între 20-30 de milioane de dolari. Raportat, mă gândeam la operele pe care le avem noi și dimensiunea lor, cât ar valora aceste opere pe care le avem noi. Bine, răspunsul este că sunt greu de estimat și sunt neprețuite. Dar trebuie să, ca autoritățile să-și îndrepte mult mai mult atenția către acest domeniu și mai ales că ați vorbit de monumente, chiar treceam zile trecute pe lângă Casa Moangă din centrul orașului unde a stat Tudor Vladimirescu și am văzut că acolo s-a construit un bloc de locuințe chiar la câțiva metri de casa respectivă, un monument istoric, o casă reprezentativă pentru județul Gorj și în schimb casa n-a fost restaurată așa cum promisese investitorul respectiv. Sunt multe, multe lucruri care nu sunt în ordine și suntem, cred că, obligați să luăm o anumită poziție și noi, pentru că noi asta vrem să arătăm oamenilor, să sprijinim și să schimbe puțin lucrurile. Iată că ușor-ușor ne pierdem și din identitate până la urmă, pentru că istoria ne reprezintă în totalitate și faptul că autoritățile nu se implică așa cum ar trebui, cred că vine oarecum și din, eu știu, lipsa interesului din partea cetățenilor. Pentru că am văzut de foarte multe ori că oamenii nu mai sunt interesați de cultură sau cel puțin avem consumatori de cultură, însă nu oameni de cultură. Aceștia ne lipsesc și doar ei pot să realizeze valoarea clădirilor care ne-au rămas și a tuturor operelor. Și aici mă refer și la operele brâncușiene, care știm și noi ce s-a întâmplat cu ele în ultimii ani, să zic așa. Avem un caz recent când a fost efectiv scrijelită coloana infinitului, nu o dată, ci de două ori. Aici e vorba și de educația pe care o primesc copiii. Tu ca adult, ca părinte al unui copil, ai obligația morală. Acum nu știu câți vor pricepe.
să-i spui copilului, mergi în orașul Târgu Jiu, vei vedea acolo operele lui Brâncuș, să-i explici ce a însemnat Brâncuș, cine a fost. E la îndemâna oricui să dea o căutare pe Google să afle, în cazul în care nu știu, deși ar trebui să știm. Din fericire sunt și exemple pozitive, mă gândeam că suntem chiar în fața acestei case deosebit de frumoasă, o casă care, iată, a fost salvată și ne bucurăm de vederea și de prezența acestui loc. Însă astfel de cazuri trebuie sunt trebuie să fim optimiști, cred că trebuie să rămânem optimiști în continuare. Da, exact cum spunea și Alin, până la urmă asta este ideea acestui proiect, ideea care am plecat la drum împreună, toți cei care suntem aici, să arătăm că lumea poate să fie și altfel. La un moment dat chiar postam pe o rețea de socializare, prin care spuneam că poate ne-ar mai trebui să avem puțin din viziunea lui Brâncuș, din curajul Ecaterinei Todoroiu și puțin din sângele lui Tudor Vladimirescu. Până la urmă suntem gorjeni și împreună putem face ceva pentru acest județ. Și cât facem până la urmă? Și nu mă refer noi care promovăm acest județ, cât realizăm că cheia unui oraș stă în operele pe care le are, în monumente, opere. De exemplu, pentru noi, Brâncuș înseamnă o recunoaștere la nivel mondial. Universală, până la urmă. Nu are egalitate, orașul nostru este unic. Și turismul ar trebui dezvoltat pentru a aduce operele lui Brâncuș lângă toți oamenii. Atunci când ții mâna pe o operă sau atinge o operă, ai impresia că pui mâna pe istorie. Și îți dă un sentiment unic pe care nu poți să-l regăsești în nicio poză. Elena, tu ai fost și cea care a realizat câteva reportaje despre diferite locuri din municipiul Târgu Jiu și mă refer aici chiar și la Castelul de Apă. A fost un reportaj extrem de reușit care a avut un impact extraordinar pentru cititorii noștri. Da, nu mă așteptam să aibă un asemenea impact. A fost o surpriză și pentru mine când am văzut câte vizualizări a făcut într-un timp atât de scurt. Și pot să zic că mulți se ceau pe lângă Castelul de Apă și au uitat istoria lui. Așa că eu le-am readus în prim plan din nou și cred că acum îl apreciază mai mult față de cum era uitat. Sau cei care și-au pus cândva întrebarea care este istoria acestui loc, iată că prin intermediul site-ului nostru au putut să și afle. Da, și mă bucur că am reușit să facem curioși cititorii și să avem un asemenea impact mare față de tot. Aș vrea să te întreb ce îți dorești tu ca și colaborator de la acest proiect pe viitor? Ce îți dorești de la acest proiect pe viitor? Pe viitor îmi doresc să cunosc mai mulți oameni, fiindcă am reușit să fac câteva interviuri care m-au copleșit, fiindcă am acceptat, deși nu am avut experiența celorlalți colegi de mei care au experiență vastă în domeniul jurnalistic. Și am fost bucuroasă să văd că au fost deschis să stea de vorbă cu mine și am realizat că dacă vrei se poate și trebuie doar să existe dorință și, bineînțeles, muncă, pentru că despre asta este vorba. Ca orice meserie necesită multă muncă, dorință și deschidere din partea oamenilor care intră în contact cu noi. Pentru că dacă acest lucru nu există, iată că munca noastră este îngreunată și de multe ori nu reușim să aducem în fața cititorilor ceea ce ne dorim. Mă gândeam acum, când ați spus și pe Elena, efectiv, o idee
a reușit, aici mă refer la ideea acestui proiect, a reușit să aducă în jurul ei oameni care să creadă în ea. Asta am spus-o și o repet, că până la urmă nu contează cine are ideea, important ca acea idee să existe, dar e important, chiar dacă mă repet și vreau să subliniez acest lucru, este foarte important să găsești oameni care să creadă în acea idee și să o pună în practică. Iar eu sunt mândru, după un an de zile, uitați să putem vorbi că tăiem moțul acestui proiect, după un an de zile am reușit să aduc în jurul acestei idei oameni frumoși, oameni care cred în acest proiect și, de ce să nu spun, poate n-ar trebui să zic acest lucru, mulți dintre voi mi-au mărturisit că acest proiect v-a schimbat și pe voi din anumit punct de vedere. V-a schimbat sufletește și vedeți altfel presa și vreți să faceți altceva în viitor. Într-adevăr, pentru că așa cum spunea și colegul nostru Alex, cam toată mass media locală, eu știu, își desfășoară activitatea așa pe un segment mai agresiv, am putea spune. Dar noi încercăm în fiecare zi să realizăm reportaje care să prezinte lucrurile frumoase din județul Gorj. Alex, noi avem o varietate de rubrici pe acest site. Știu că tu ai lucrat la el foarte mult. Spune-mi, cum ți-a venit ideea să le realizezi așa? Pentru că avem rubrici de teatru, muzică, iată că fiecare domeniu în parte are segmentul lui. Prin foarte multă colaborare și dialog. Cu cei din jur, cu instituțiile? Cu cei din jur. Cu voi am colaborat foarte bine și întrebam oare cum ar, ce ar fi bine să facem, ce ar trebui să facem, ce ar trebui să nu lipsească, să nu existe pe acest site. Și am găsit o foarte bună colaborare la voi. Și voi veneați cu ideea, eu o puneam în practică, vedeam dacă arată bine, nu arată bine. V-am spus, a fost o muncă și știți foarte bine de câteva luni până să... site-ul să arate oarecum, nu ceea ce este acum. Acum este deja ajuns, e mult mai avansat față de ce era, cu ceea ce am început. Dar primul, cu foarte multă colaborare, am avut și o satisfacție foarte mare în momentul în care am văzut că este foarte apreciat. Fiind primul meu proiect, care l-am început de la 00 și am vrut să fie un site cu care să mă mândresc. Și acum, apropo de ediția tipărită, care a apărut un prim număr și acum o să apară al doilea număr, îmi doresc foarte mult să mai am o satisfacție personală, că foarte mulți dintre cititorii noștri poate vor vrea pe viitor să aibă o colecție a revistei noastre, cum foarte mulți își fac colecții cu cărți și alte genuri de reviste. Sper ca și noi să reușim să-i facem pe mulți dintre cititorii noștri să aibă o colecție a revistei noastre. Aș vrea să-mi vorbești puțin, pentru că deja ne îndreptăm spre finalul acestei emisiuni aniversare, și despre ceea ce înseamnă vizitatorii unici ai site-ului nostru, pentru că în ceea ce privește vizitele, efectiv, știu că numărul acestora sunt aproape dublate. Da, vizitatorii unici sunt exact numărul de utilizatori calculatoare care intră pe site. Deci site-ul nostru, în momentul în care avem 200.000 de vizitatori unici, trebuie să știm că 200.000 de calculatoare, persoane au intrat în decursul unei luni pe site-ul nostru. Pentru că spuneai că ai lucrat în acest domeniu foarte mulți ani, aș vrea să te întreb dacă este mult sau puțin pentru un site de cultură. Ce este surprinzător de mare pentru un site de cultură. Dacă acum intrăm, să ne lăudăm intrăm pe, nu, dar dacă intrăm pe toate, pe multe alte site-uri acreditate în număr de vizitatori unici. Noi trebuie să urmărim domeniul nostru. În momentul în care dăm pe domeniul cultural, o să rămânem surprinși că, deși este un site la nivel local, are un număr de vizitatori destul de mare față de un site pe acest domeniu la nivel național. Deci, asta este o surprindere a mea, personală. Și mulți m-au întrebat că cum este posibil așa ceva. Nici eu nu știu, dar am reușit. Aș vrea să fac o completare. Da, sigur. Cel mai emotiv articol pe care l-am făcut este vorba despre domnul doctor Grigore Lupescu, cel care este recunoscut ca și geniu, fiindcă fiul său mi-a salvat viața de două ori și
are o mare însemnătate pentru mine și probabil dacă se uită la noi, îi mulțumesc foarte mult pentru copiii care îi are și îi a crescut într-un asemenea mod ca, în care n-au uitat să fie oameni. Înainte de a fi medic, sunt oameni, așa că îi mulțumesc pentru absolut tot ceea ce a făcut pentru noi. Și ce să zic, am foarte mari emoții. Sunt o persoană mai sensibilă. Dar faptul că sunt aici alături de voi îmi dă putere și sper ca pe viitor să descoperim povești noi, locuri care strălucesc și abia așteaptă să fie descoperite, fiindcă avem destule. Și la mulți ani niciodată. Și să rămânem în aceeași formulă, bineînțeles, cu mai multă poftă de muncă și de a descoperi toate locurile frumoase. Așa cum vă spuneam, pentru că am împlinit pe 5 mai un an de activitate, fiind o emisiune aniversară, colectivul Cultura a decis să îi facă și o mică surpriză fondatorului acestui site. Mulțumesc. Am vrea să vă rugăm să îl și despachetați, să vedeți despre ce este vorba și după aceea o să facem și mulțumirile de rigoare. Până desfac cadou din partea voastră și vreau să vă mulțumesc. Exact ce spunea colegul Alex, avem un număr de vizitatori foarte mare și pe această cale vreau să le, mai sunt cei care spun legat de acest număr de vizitatori că nu că n-ar fi corect sau că suntem la concurență cu nu știu cine. Vreau să le spunem că singura concurență este cu noi ca persoane, ca proiect, deoarece vrem să devenim din ce în ce mai buni decât suntem în prezent. Să vă ajut. Bun. Este o caricatură. Mulțumesc. Cu dumneavoastră. Aș vrea să o arătăm și la cameră și să îi mulțumim pentru realizarea acestuia artistului caricaturist Aurelian Iulius Șuță. Și pe acesta l-ați putut vedea într-o emisiune anterioară. Iată că aceasta este viziunea artistului față de dumneavoastră. Sperăm mulțumesc să vă placă. Și să ne ajute Dumnezeu la cât mai multe ediții ale emisiunii Cultura în Imagini și totodată să realizăm reportaje cât mai frumoase care în primul rând să vă bucure sufletul dumneavoastră, celor care ne accesați site-ul. Aș vrea să mulțumesc și celor de la Casa Danielescu pentru că în această minunată seară ei au fost gazda noastră, de asemenea echipei TV Sud și vreau să vă precizez cu această ocazie că începând de luni, de la ora 21, această emisiune și cele care vor urma vor fi difuzate pe acest post local de televiziune. Însă ne veți putea urmări în continuare pe site-ul nostru cultura.ro la rubrica Cultura în Imagini în fiecare duminică de la ora 22. Vă mulțumim încă o dată pentru că sunteți fideli, pentru că am reușit să vă captăm atenția și să ne vizitați site-ul și vă dorim toate cele bune!